Medicamentele se vor ieftini în următoarele două săptămâni cu până la 15%, promit autoritățile. Se va întâmpla după ce stocurile existente în farmacii se vor epuiza. Deocamdată, medicamentele s-au ieftinit doar cu 28 de bani, pentru că s-a renunțat la etichetele adiționale aplicate pe ambalaje. Prețurile sunt mari. Lei 2 niciun nu înseamnă. Cred că pentru om și un leu la moment tot sunt bani. După ce executivul a anulat săptămâna trecută obligativitatea aplicării etichetelor adiționale pe cutiile medicamentelor, distribuitorii urmau să reducă prețurile. Premierul Vlad Filat a efectuat o vizită la un depozit farmaceutic din capitală pentru a vedea cum stau lucrurile. Etichetele s-au anulat și automat prețurile au început să scadă. Deci ele scădeau de 7%, de 12%, de 14%. Puneți-le într-un colier și trimiteți-le la Comitetul Central al Partidului Comuniștilor. Stickerile au fost în două state în lumea asta, Republica Moldova și Transnistria. Erau mai mulți angajați care se ocupau de lipirea acestor stickeri. Vor fi luate decizii care sunt prevăzute de lege în privința celor care au comis abateri. Ca de exemplu? Sancțiuni administrative și sancțiuni penale. După anularea etichetelor, însă, medicamentele s-au ieftinit cu doar 28 de bani. Va fi mâine, o dacă 7-10 zile, procentul ăsta deci va crește. Trebuie să înțeleg că ăsta este prețul. Cât a scăzut astăzi? Având în vedere că livrați și cu sticker și fără sticker. Mâine produsele cu sticker vor crește și procentul va crește și el. După ce a vizitat depozitul, premierul a plecat cu o mașină a guvernului condusă de directorul Centrului Anticorupție. Eu vreau să vă spun sincer, eu am încredere în domnul Chetraru în general și ca șofer în mod particular. Merge foarte bine, apropo. La revedere.